ce mișto e să ai un grup de Telegram cu abonații. Îl mai avem și pe acela de WhatsApp. L-am făcut pe ăla de Telegram pentru că am atins numărul maxim de utilizatori pe WhatsApp. Între timp, WhatsApp-ul a dat drumul la mai mulți utilizatori pe un grup, dar rămâne principal cel de Telegram. Găsiți linkul în descriere. E mișto să ai astfel de grupuri cu abonații și cu pasionații, să vorbești live cu ei, pentru că îți dau idei de clipuri. Și ei mi-au dat ideea asta. Băi, ia vezi că există Dacia Duster Pickup 9 cu siglă 9. Și de ceva timp, Dusterul Pickup fusese scos de pe configurator. Gen, ok, gata, s-a fabricat ediție limitată și nu se mai fabrică. Însă, uite-l, noul Duster Pickup. O să vă povestesc ce e cu el, ce motor are, de unde poți să-l cumperi și așa mai departe, da? Și nu am decât vouă să vă mulțumesc. Bate vântul frunza în dungă, mașini cu Luci Popa începe. Dar, înainte de clip, nu uitați că în descriere aveți 20% reducere de la Car Vertical. Dacă vrei să-ți iei o mașină rulată, nu una nouă, și nu poți să o duci la mecanic sau nu are cine să o verifice sau să o iei din străinătate și nu mai ai când să o duci la reprezentanță, încearcă Car Vertical. Îți dai seama dacă a fost lovită, furată de America, inundată, dacă a fost taxi sau dacă s-a ascultat manele în ea. Ok, Car Vertical nu are toate răspunsurile, dar poate fi o unealtă bună atunci când îți cumperi o mașină second hand. 20% reducere în descriere. În primul rând trebuie să le mulțumim celor de la Poliserv Selection, sub umbrela Renault Selection, care oferă modele Dacia, Renault și poate mai găsiți și ceva de la alte branduri, rulate cu garanție. Mașinile care au sub 100.000 de kilometri au un an și 20.000 de kilometri garanție. Celelalte, da, au alt tip de garanție, trebuie să veniți și să întrebați. Deci, în Ploiești, la Poliserv Selection, regăsiți Dusterul acesta pe care îl puteți cumpăra, dar și alte modele rulate cu garanție, precum acestea, da? Și trebuie să le mulțumim pentru că au fost suficient de amabili cât să ne lase să filmăm astăzi acest Duster. Și iată-l pe Dusterică. Avem și aici două Dustere pentru comparație, două Dustere normale pentru comparație. Poliserv Selection vinde această mașină care este nouă. Deci este o mașină făcută de Rom Turingia, așa cum scrie și pe spate, și care nu e foarte populară la noi pentru că se vând multe în străinătate. Le-au scos de pe configurator, dar încă pot fi comandate pe comandă, încă pot fi cumpărate pe comandă. Salutare, aici Luci din viitor. Un lucru o să spun, Dusterul Pickup 4x4, că nu există 2x4, poate fi comandat de la Rom Turingia, atât benzină cât și diesel, oricând, de oriunde. Asta ca să știți. E mișto că mașina este urcată pe, era să zic, pe elevator, pe această platformă, pentru că pot să o filmez fără să mă aplec și putem să intrăm un pic și sub ea. Acum, farurile noi de Duster se văd, acelea cu alb, Dusterul celălalt nu le are, cu noile elemente albe și cu noua siglă Dacia. Și am aflat o nouă informație pe care o să vă spun când mergem la interior. Da, sunt exact aceleași faruri precum la noul Duster. Fază scurtă LED, fază lungă halogen. Apoi, grila nouă de Duster, da, cu noua siglă și cu emblema asta cu striații, dar care este acoperit de o placă de plastic transparent. Exact aceeași siglă nouă de Dacia. În rest, bara față este similară, dacă nu chiar identică, cu cea de Duster, dar care nu este echipare superioară. La Dusterul vechi era argintie, la Dusterul nou e gri satinat. Ei bine, asta neagră, normală, tradițională, pentru că mașina este construită pe baza echipării Essential, dar după cum vom vedea, nu e chiar cheală, pentru că are destul de multe dotări. Aici, da, avem două căpăcele, dar la Duster, cârligul de tractare se află aici. Pentru că, așa cum mulți dintre voi ați ghicit, în clipul cu Duster versus Raptor, am rămas cu Dusterul în pod molit. Motivul pentru care n-am putut să arăt chestia asta este pentru că a venit cineva și ne-a ajutat și a zis clar, nu filmați, pentru că nu voia să apară pe filmare. Aici se află cârligul de remorcare la Duster. În rest, avem proiectoare de ceață cu bec incandescent,
și din față Dusterul pare aproape neschimbat. Ce mai trebuie să arătăm, dar e cam greu, este că Dusterul pickup are garda la sol ridicată cu 2 cm față de un Duster normal. Ampatamentul este același, lungimea este aproape identică, însă mașina este ridicată un pic, ceea ce înseamnă că ăsta ar fi Dusterul cel mai potrivit pentru off-road. Evident, elemente de plastic, avem aici jantele Mud and Snow Goodyear pe 16 care vin pe Duster, Goodyear All Season, anvelope care au fost bune în off-road. Pe față, la suspensie, nu s-a schimbat nimic, decât evident că s-a ridicat un pic mașina. Ea vine în configurație 4x4, 1.5 DCI, 115 cai putere manual și din punct de vedere tehnic nu s-a schimbat mare lucru. Singura variantă de motorizare este aceasta, pentru că toată lumea vrea diesel, nu vrea nimeni benzină, mai ales pe un pickup. Și fiind un Duster nou, nu mai scrie 4-wheel drive aici. În schimb, avem semnalizarea tot aici pusă. Și un detaliu interesant pus de către RomTuningia, acest panou de plastic pe care scrie Duster. Mașina, de la montantul B încolo, este schimbată. Nu mai avem ușă și nu trebuie să vă gândiți că au făcut cum făcea Dacia cu Dacia Sport, să o ia, să o taie, să sudeze ușa și să o pună. Nu! Toată bena sunt făcute din material compozit, da? Se vede că nu e chiar tablă, nu sună a tablă, uite, ia. Tablă, mai e și tablă, dar mai e și material compozit. Deci asta e tablă, ăsta e material compozit. Tot lucid din viitor aici, oblonul, da, ușița aia de la benă, e executat din materiale compozite, fibră de sticlă și carbon, printr-o tehnologie care se numește RTM, adică injecție de rășină în matriță închisă. Asta ca să rămână o corectare, să zicem așa. Doar oblonul e realizat așa, în rest tabla e a mașinii, a Dusterului, e tablă de Duster. Acum, există și anumite detalii preluate de la Dusterul cu siglă veche. Dar înainte să trecem la astea, vreau să arăt și pragurile. Pragurile sunt puse tot de către RomTuningia și mai scad un pic capabilitățile în off-road ale mașinii, deci dacă vrei un Duster care să fie într-adevăr capabil în off-road, trebuie să dai jos pragurile, dar trebuie să recunosc că arată bine. Și acum, hai să vă arăt o chestie. Cum vă dați seama care sunt elementele luate de la Dusterul vechi? Acum, vedeți, avem un senzor de parcare aici și elementele astea de ceață, de reflectoarele de fapt. Da? Ei, dacă mergem la Dusterele astea, și mergem ca să vă arăt, avem același senzor de parcare și aici avem reflectorul, însă la Dusterul nou avem 2 senzori de parcare și o guriță, aici de zici că zâmbește, da? La Dusterul pickup a rămas un singur senzor de parcare pe partea asta. Deci mașina este modificată și o să mergem și sus să vedem mașinuța. Acum, aici mai avem un panou care este din plastic, pe care scrie pickup, pick VP de fapt, dar e V-ul ăla care e de fapt up, și Duster cu V în loc de U, și mai avem aici grilă și un Duster pickup acolo frumos. Ăsta este făcut să țină mașina, bine, cred că are mai mult rol estetic, dar să țină marfa, dacă ai marfă pusă acolo să nu se plimbe stânga dreapta. O să mergem și în benă imediat. Acum, jantele se văd, siglă nouă, totul. Pe spate nu s-a schimbat nimic în mare parte, deci nu cred că a umblat aici, pentru că masticul pare la fel. Pare că totuși că ai mai multă protecție în Dusterul pickup decât ai în Dusterul normal aici, împotriva ruginii. Asta îmi dă mie de înțeles mașina. Dacă mergem pe sub ea, avem evident și cârligă aici de remorcare. Da? Observăm acele elemente a rămii. Ei bine, aia este rugină de suprafață, se întâmplă la toate Dusterele, pentru că conține puțin spre deloc aliaj. Ăla este fier pur. Aia nu e rugină, aia este oxidare de suprafață și nu afectează în niciun fel funcționalitatea mașinii. Ce-i drept, nu pot să spun că arată ok, dar nu are niciun rol
funcțional acea oxidare. Este efectiv o oxidare. Pe parte de suspensie, fiind 4x4, avem suspensie independentă, avem aceleași bielete, avem același diferențial, aceeași țeavă de eșapament, aceleași planetare, același tot, da, pe spate. Nu e mare lucru schimbat din punct de vedere tehnic. Acum, asta, ușița asta de la Benă, făcută din material compozit, se vede adaptarea, cum s-a adaptat aici, da, să se poată deschidă ca o Benă tradițională. Acum, ce nu știu eu, este dacă ea se deschide, da, de la același buton, emblema Dacia nouă, și al treilea stop de frână pe care l-au integrat aici, că nu puteau să-l integreze, bine, cred că puteau să-l integreze în luneta sus, problema era alta, ar fi fost că dacă ai marfă nu s-ar fi văzut al treilea stop de frână. Și e interesant să vezi un Duster cu un al treilea stop de frână integrat în ușă. Senzorii de parcare sunt și ei aici frumos. Lăsăm ușor, 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 da? Și observăm așa, sarcină statică 80 de kg, sarcină dinamică 0 kg. Asta înseamnă că aici poate să stea cineva de maximum 80 de kg sau poți să pui marfă de maximum 80 de kg, însă nu poți să și mergi cu ea. Da? Se vede că acest cablu poate să reziste la 80 de kilometri, la 80 de kilograme, dar în mers nu este recomandabil. Unul, pentru că probabil ar cădea, neapărat pentru că n-ar rezista. Deci cam așa sunt modificările făcute de către Rom Thuringia. Și Bena în sine e simplă, are o lungime de 1,65 m, da, are elementele astea de plastic ca să protejeze caroseria, să protejeze și marfa, 1,65 m lungime, 500 de kg sarcină utilă doar în Bena, deci probabil că suspensia spate, deși ei nu recunosc că ar fi întărit-o sau că ar fi făcut ceva modificări la ea, probabil că na, au modificat ceva la ea astfel încât să țină 500 de kg. Și volumul până la Benă este de 1 metru cub, adică 1000 de litri. Și de adevăr, mașina arată binișor. Ia, să dăm și un zoom. Ei, când ai un astfel de pick-up, e clar că dacă plouă, se va face praf în interior. Mașina a fost spălată ieri, dar uite că... Na. Deci fix așa arată Dusterul pick-up. Bun, asta e cheia. Siglă nouă, cheie de Dacia. În cuiere, descuiere, nu avem cheia, evident, cu keyless. Stopurile sunt aceleași. Și hai să vă spun informația șmecheră. La clipul meu cu Dusterul nou, am întrebat, dacă acum îți comanzi piesa asta, deci, de exemplu, ai un Duster din ăsta vechi, da, cu siglă veche, se întâmplă să faci accident, te lovește cineva, trebuie să schimbi tripla. Dacă dai comandă de tripla, îți vine cea cu siglă nouă sau cu siglă veche. Și aici observăm că avem tripla cu siglă veche. Ei bine, la magazinul de piese îți va veni tripla cu siglă nouă. Deci vei avea probabil o triplă cu siglă nouă pe parte și o triplă cu siglă veche pe altă parte. Asta pentru că furnizorul era din Ucraina. Ucraina nu mai face aceste componente și acum se fac doar componentele cu siglă nouă la un alt furnizor. Ei, dacă Ucraina va redeschide fabrica, atunci vei putea comanda triplă cu siglă veche. Până atunci, dacă faci un accident, îți vine tripla cu siglă nouă. Da? Deci, așa vă dați seama cum vă vin triplele. Bun, am ajuns la interiorul lui Duster și acum, hai să vă prezint niște chestii. La Dusterul cu siglă nouă, oglinzile nu mai sunt montate aici, sau mă rog, comenzile pentru oglinzi sunt montate aici. La Dusterul ăsta a rămas ușa de la Dusterul cu siglă veche, ceea ce înseamnă că nu avem comenzile pentru oglinzi montate aici pe ușă. Vedeți clipul meu cu Duster versus Raptor pentru mai multe detalii. În rest, ușa este la fel. Avem noile guri de ventilație care nu mai sunt rotunde. Da? Avem noul volan cu noua siglă, cu contur gri satinat, avem schimbătorul nou cu negru, frâna de mână nouă care nu mai are butonul vopsit, da, avem comenzile pentru sistemul de tracțiune integrală, avem pilot automat și toate dotările de siguranță pe care le are Duster în standard au rămas. Nu, și o să vedem dacă mașina are cameră, nu are cameră, evident, dar o să arătăm și chestia asta.
ce vreau să confirm, într-adevăr, doar oblonul Beneia este construit din materiale compozite, tocmai că va fi lovit și atins și să nu ruginească din acest motiv. În rest, mașina toată e tablă, evident. Da, volanul este reglabil pe înălțime frumos și fiind o echipare essential, nu avem senzorul de ploaie așa cum găsim la Dusterul nou pe echipările superioare. În rest avem faruri automate, din nou contur satinat, tot ce era contur satinat este satinat la Dusterul nou. Însă pe echipările inferioare nu mai avem aici contur satinat. Da, țineți minte. În rest, buton de Eco Hill Descent Control, senzor de parcare SP-OFF, aici era butonul de camere, dacă aveam camere, aer condițional normal, dacă vrei să o treci pe recirculare, cam așa se aude. Eu, sincer, dacă aș avea opțiunea, nu mi-aș lua climă pe Duster, nu mă deranjează neapărat acest lucru. Evident, producătorii vor să vândă cu climatizare, să fie dotată bine. Sistemul keyless, în schimb, era unul destul de util. USB-uri, inclusiv Apple CarPlay, Android Auto. Aici avem suport de pahar. Cotieră nu avem, dar mai avem suporturi de pahare și, evident, frâna de mână normală. Acum, scaunele, da, cam așa sunt puse. Deci, eu sunt pus acum în poziția cea mai depărtată de volan. Acesta este un pic mai în față și poți să stai pe spate. Eu, dacă pun poziția cum am eu treabă, pot să stau rezemat pe spate. Da. Și cam așa este construită mașina. Da, a fost tăiată și recarosată, cum s-ar spune. Da, așa se vede. Avem airbag-uri frontale, avem laterale, fix cum ar avea un Duster normal. Avem și oglindă, da, la parasolar și avem oglinda tradițională neagră, nu cea deschisă la culoare, care conține și senzorul de lumină, fiind o echipare essential. Și acele două Dustere, da, dacă arăt eu de aici, se vede diferența dintre ele. Uitați-vă aici și uitați-vă acum aici, da, la parbriz, în zona asta. Se văd diferențele. Aia are senzor, aia nu are. Și noi avem versiunea, evident, fără. Cu toate astea avem senzor de parcare. Pedalierul este identic și aceeași cutie de viteze cu treapta întâi foarte scurtă care ține loc de reductor. Deci mașina va fi la fel de capabilă în off-road precum este orice Duster. Asta dacă îi dai pragurile jos. Că dacă îi dai pragurile jos, cred că e mai capabilă decât un Duster. Asta e o mașină bună de proiect. O iei, dai pragurile jos, îi pui niște anvelope all-terrain, ai un super Duster. Deci cine dorește, da, poate să cumpere mașina asta, că știu că sunt mulți pasionați de Duster care își modifică mașinile și pe bună dreptate. Inclusiv tovarășul Andrei Vereștiuc. Acum, hai să pornim mașina să vă arăt câteva detalii interesante. Piciorul pe frână scoasă din viteză și mașina pornește fără ambreiaj. Dacă e în viteză, trebuie să apeși pe ambreiaj. Comenzile audio sunt puse tot aici. Și acum, hai să vedem sistemul de infotainment, care are noul software cu noua siglă și când pornești mașina după ce stă o perioadă, da, hai sunetul la turutum de Duster nou. Ce este interesant? Avem media display, nu avem media nav, ceea ce înseamnă că avem Apple CarPlay, Android Auto, conectivitate doar cu fir. Însă, la Logan, Sandero, Jogger, Sandero Stepway, media display are 4 boxe. La Duster, media display și media nav au 6 boxe. La Logan și la celelalte menționate, doar media nav are 6 boxe, în rest au 4 boxe. Da? Și acum, o să facem o șmecherie. Deci nu avem navigație, da? Să facem o șmecherie. Și hai să vedem dacă mașina mai are 6 sau 4 boxe. Și probabil o să ziceți, păi bă, Luci, nu mai are uși spate, normal că nu mai are 6 boxe. Dar cum ne dăm seama? Fiți atenți aici. Dăm pe radio care e pe static momentan. Am găsit eu un post care nu e deloc post. Mergem la setări, mergem la balance și fader, dăm centrare, dăm în sus, nu se întâmplă nicio modificare. Îi dăm centrare la loc și dăm să mute pe boxele spate și boxele spate nu mai sunt conectate. Deci mașina clar a avut softul și a avut pregătirea pentru cele 6 boxe, doar că ele au fost date jos atunci când mașina a devenit Duster Pickup. Ceea ce înseamnă că acum ai un Duster Pickup cu 4 boxe, cu Apple CarPlay, Android Auto, dar fără navigație. Și mai am un detaliu interesant,
dacă te uiți la manualul utilizatorului, este același de pedasterul normal și același de pedasterul cu siglă veche, cu gurile de aerisire rotunde. În rest, cam ăsta este dastărescu, dastărică, frumos. Și nu cred că au fost modificate nici cinele de la scaun, pentru că asta ar însemna o modificare de siguranță. Deci, în rest, mașina e aceeași. Da. Și așa a fost ea făcută. Dacă sunteți curioși de cum arată, cum e construită ea, e cam la fel. Și acesta este dusterul pickup. Mulțumim Poliserve Selection Ploiești. Mașini rulate cu garanție și acest duster pickup. Nou-nouț, brand new. Luați-l că nu știu dacă mai prindeți. Eu am fost Luci, acesta a fost episodul nostru de astăzi. Nu uitați că dacă vă place contentul, un like, un share, un subscribe ajută mereu. Hai să facem 50.000 de abonați. Aveți grupul de Telegram cu abonații în descriere dacă vreți să vorbim live, cu toate că intru și eu când pot, că muncesc mult, dar ne vedem acolo, discutăm acolo. Suntem aproape 600 de membri pe grupul de Telegram și încă mai suntem 300 și ceva pe cel de WhatsApp. Deci suntem strong. Gata. Am plecat, ne vedem la următorul episod. Mașini cu Luci Popa se încheie.